În ultima perioadă, doamna doctor, cu ce cazuri v-ați confruntat mai des? Rămân aceste malformații congenitale cardiace cianogene, deci practic sunt cele mai frecvente, să zicem, din practica noastră, dar iată, tahicardii paroxistice supraventriculare, atât la copii mici cât și la adolescenți. De asemenea, foarte multe cazuri de hipertensiune arterială. Foarte multe cazuri de hipertensiune arterială. Și această hipertensiune arterială descoperită, diagnosticată la copii, da, la adolescenți, aceștia vor rămâne toată viața cu această. În primul rând, trebuie căutată cauza, pentru că de foarte multe ori putem găsi o cauză. Poate să fie o coartație de aortă, adică aorta să fie îngustată, sau poate să fie o stenoză de arteră renală sau de venă renală, sau, din contra, o formațiune tumorală la nivelul glandelor suprarenale, care pot fi cauze ale hipertensiunii arteriale. De aceea, toți copiii cu hipertensiune arterială trebuie să fie internați la cardiologie pediatrică, întrucât sunt necesare mai multe investigații, nu doar simplu fapt vom lua tensiunea, punem Holter, nu. Trebuie făcută ecografie abdominală, ecografie de glande suprarenale, dozat în urină, dozări în urină, urina din 24 de ore, dozăm acidul vanil-mandelic pentru feocromocitom. Deci sunt destul de complexe Multe investigații. investigațiile pe care trebuie să le facem pentru a decela cauza hipertensiunii arteriale. Pentru că trebuie știut un lucru. Sub vârsta de 12 ani, trebuie să căutăm o cauză a hipertensiunii arteriale. Ea nu este esențială ca la adult. Peste 12 ani și adolescent, vorbim de hipertensiunea arterială esențială, dar altfel, sub 12 ani, noi trebuie să căutăm o cauză a hipertensiunii. Întotdeauna în spate există o cauză a hipertensiunii arteriale a copilului. Am Fie că înțeles. este vorba de ceva cardiologic, fie este vorba de ceva renal. Și atunci, Deci inclusiv da, afecțiunile deci, renale pot duce da, la hipertensiune pot duce la cardiacă? hipertensiune arterială, da. Bineînțeles, stenoza de arteră renală, de venă renală, deci pot duce la așa ceva. Da. Așa cum spuneam, aceste cazuri, da, vin și pe partea ereditară. În momentul în care acasă observăm că, sau copilul se plânge de faptul că a obosit, de faptul că simte că îi bate inimioara în gât, sau în momentul în care vedem că se învinețește în jurul Jugurii. guriții, poate după un efort, poate ar trebui să ne sperie în momentul în care copilul stă puțin în frig sau într-o apă mai rece la mare sau bate vântul și se învinețește în jurul guriții. Eu zic că nu trebuie să ne sperie, dar Deci ideal ar fi acele atunci când dezechilibre de vedem. temperatură n-ar trebui să ne N-ar trebui sperie. să ne sperie, dar idealul ar fi să investigăm. Dacă am văzut că obosește copilul, dacă am văzut că devine dispneic, dacă am văzut că prezintă infecții respiratorii Recurente. recidivante, recurente, eu cred că aceste cazuri trebuie investigate neapărat. Am înțeles. Aceste afecțiuni cardiace, spuneați că mai au legătură cu bolile renale, mai au legătură cu diabetul, Da. nu? Mai au legătură cu obezitatea care vine și ea Obezitatea, mână foarte în mână mulți cu copii cu diabetul. obezitate în Da? ultimii ani. Ați simțit o creștere Da, a eu am acestor simțit o pacienți? creștere, mai ales cazuri care deja se adresează cardiologiei pentru hipertensiune arterială deja. Deci, pentru că sunt foarte multe cazuri care se adresează pentru investigarea hipertensiunii arteriale. Părinții acestor copii sunt și ei obezi sau sunt și ei hipertensivi sau sunt și ei cu probleme Uneori da, cardiace? uneori da, uneori nu, dar în general, de foarte multe ori sunt familii
familie în care se mănâncă bine, să numim. De asta vă întreb, pentru că am discutat cu nutriționiști. Trebuie încurajați acești copii, nu neapărat să facă din prima, dacă au 120 de kilograme, putem să-i punem la un efort important din prima, dar să meargă pe jos, cred că fiecare persoană trebuie să facă un minim 5.000 de pași, 5.000, 10.000 de pași pe zi. Este ceea ce fac și eu, sincer. Da, da, păi, deci, dar știți ce observ, doamna doctor, ca o paranteză? Observ că oamenii care arată bine, se mențin bine, mulțumesc, ei au făcut întotdeauna sport și fac și nu se opresc. Deci trebuie să mergem pe jos, măcar atât, minim, mergem pe jos pentru copii. Mersul cu bicicleta. Făcut un pic de sport, chiar jumătate de oră, o oră, chiar și pentru copiii cu, iată, cu malformații cardiace, care nu sunt forme severe și nu acele malformații complexe, pot face un pic de mișcare. Și mai e o chestie care e în notul, ajută foarte bine. Excepțional, este un sport excepțional. E oarecum frustrant, pentru că vedeți, noastră sunt aceste situații în care un copil se naște, da, cu aceste afecțiuni și acolo n-ai ce face. Așa e lăsat, așa s-a întâmplat, medicii trebuie să-l ajute. Dar în momentul în care ne facem rău cu mâna noastră și suntem părinți și acceptăm ca ai noștri copii să mănânce mult, să nu facă mișcare, da, adică îi lăsăm să dobândească anumite boli. Eu când vin acești copii în spital, când vin la mine și se internează, le spun așa, două lucruri. Vom mânca pâine mai puțină și reducem la două, trei feliuțe pe zi, așa, și fără dulciuri cât stau și în spital. Fără fast food-uri, că astea cred că e nebunia. Și fără fast food-uri, firește, da, cât stau în spital. Vreau să vă spun că după o săptămână de spitalizare au deja 3 kg mai puțin. În minus. Numai din, iată, din pâine și din dulciuri, da, care, iată, sunt niște calorii goale, dulciurile. Exact. Da, nu zic că nu putem mânca un pic de ciocolată, dar important este să nu mâncăm toată ciocolata. Deci alimentația, da, ne poate duce către alte afecțiuni și aceste creșteri de tensiune. Și unele foarte grave, unele foarte grave. Adică noi am avut săptămâna trecută un copil care, iată, i-am pus holter, avea 160, 170 cu 100 milimetri coloană de mercur tensiune. Adică, iată, valori importante ale, valori tensionale importante. Da, doamna doctor, acum pentru cei care ne urmăresc și poate care n-au ajuns niciodată la un medic cardiolog, da? Pentru că mergem la medicul de familie, mergem la medicul pediatru, da? Poate în cadrul unor investigații aceștia nu sunt neapărat țintiți pe partea legată de cardiologie. Când ar trebui să ne adresăm, nu știu, medicului cardiolog pentru un examen de rutină? Ne adresăm medicului cardiolog când avem dureri precordiale, când avem, iată, astenie. Ce înseamnă aceste dureri precordiale? Dureri precordiale, când copilul acuză pur și simplu durere. Durere în zona pieptului. În zona pieptului, în zona inimii. Bun. Deci întotdeauna ne vom adresa cardiologului. Ne adresăm când, iată, copilul are palpitații, când copilul prezintă vertij, când copilul prezintă dispneie. Deci pur și simplu nu poate respira cum trebuie. Când obosește, pur și simplu se așează pe scaunel, da? Deci în timpul orei de educație fizică, la școală sau la grădiniță, da? Deci în toate acestea, când răcește foarte des, când are infecții respiratorii, întotdeauna să ne gândim la așa ceva.